selectezi un canal de televiziune și acolo se va vedea cum se schimbă pe televizor, vedeți cum s-a schimbat canalul. Haideți în prima așa. Deci acolo este televizorul și selectezi un canal TV. Da? S-a schimbat pe televizor, s-a schimbat canalul TV. Ce altceva mai puteți face de pe telefon? Poți să aprind lumini. Da? Aici avem o lumină care acum se va aprinde de la distanță. Vedeți cum s-a aprins. Poți să ajustez cât de tare să fie aprinsă lumina sau cât de încet. Sau poți să reglezi aici în jurul televizorului, este o scafă de lumină, da? Acum o să încerc să pun o lumină roșie în jurul ei. Vedeți? S-a schimbat. Vreau un pic să... Imagine. Acum pot să schimb. Pot să fac verde sau albastră sau roșie. În partea aceasta sau pot să setez temperatura. Da? Acum în showroom avem 27 de grade. Da? Și temperatura dorită în mediul ambient este de 20 de grade. Prin urmare, el a pornit aerul condiționat. Dar dacă vreau o temperatură mai mare de 27, setez aici 30, 32. Și o să vedeți cum se aprinde caloriferul în partea de jos. Am aici o primă întâlnire. Și să vedeți cum pornește caloriferul, adică încălzirea. Reduc temperatura în showroom. S-a aprins aici în partea de jos, s-a aprins... Care e noutatea proiectului, sistemului? Tocmai în ideea că se discută despre case inteligente, despre case pasive, deja la un alt, la cu totul alt nivel. Care e noutatea? Casa aceasta, din câte știu eu, nu există în momentul de față, la casele inteligente implementate, capacitatea de învățare. Adică ce se întâmplă? Ceea ce face utilizatorul în locuința lui, se memorează ca experiență. O zi, două, trei. După care casa singură, fără să-i mai dau o comandă, cum să stea lumina aprinsă, ce canal TV urmăresc, ce temperatură îmi doresc când sunt acasă, le setează casa în mod automat. Cum face asta? Cum învață? O algoritm de inteligență artificială prevede invenție, depus anul trecut la OSINT, sperăm că... În ce s-a discutat cu proiectul? Da, asta vreau să vă întreb. El e brevetat? Brevetul de invenție a fost publicat deja în BOPI și sperăm că până la sfârșitul anului va fi validat. Care e costul pentru un asemenea sistem? Începe de la 35 de euro pe metru pătrat de casă pentru automatizarea luminilor, adică învățarea comportamentului luminilor, și ajunge undeva până la 100 de euro pentru lumini, primă, multimedia, securitate, jaluzele, irigații, 100 de euro pe metru pătrat. Da? Aveți un showroom, ce vedem acum aici e un apartament din Florești, în Cluj. Da. Există astfel de sisteme implementate în case? Aveți clienți deja? Există piață pentru așa ceva? A fost lansat pe piață în luna ianuarie. Există deja un client în care s-a implementat partea de cablare, dar apartamentul este specializat. Și avem în 3 case funcționate ca să întâlnim din echipe. În cadrul echipei noastre, pentru testarea... Adică ați testat în propriile... Am fost în Dubai pentru acest. Așa, și sunteți mulțumiți, înțeleg. Este un sistem inovativ care permite datarea casei la fiecare din membrii familiei. Adică, spre deosebire de celelalte case, unde totul merge oarecum presetat și trebuie cineva să facă setările de bază, la noi totul se învață. Și dacă se modifică comportamentul unui membru al familiei, casa învață și se adaptează din nou.